Sunt? Da. Wow. Stai ce, că m-ai surprins. Ce e așa tare? Prietene, știi ce ascult? Nu. Ascult imnul partidului ăluia sau ce și-a făcut Băsescu, de intră Udra în partid. Există imn? Da. Există, adică nu văd alt... Ia. Dar nu știu dacă se aude. Că... Acum îl căutam. Ce-ai făcut, prietene? Ha? Ce avem de aici? Da! De tam... P-I-M-P. Asta este. Este 50 cent, prietene! E un partid de 50 de bani! Yay! P-I-M-P. Superb! Deci de ora ascult imnul partidului și aștept să apară clipul cu Udrea. Superb, superb. La ce oră se poate difuza clipul dacă apare? Clipul acesta? Ăsta sau ăla? Există? Nu, eu acum am pus Radio Version. Radio Version este cu multe blancuri. Da. Adică nu e toate cuvintele, știi? Da. Că și eu când eram pe ecran mare, ia-mă pe ecran mare sau ceva, așa, când a venit treaba de nu se putea zice că ne amendează CNA-ul, că suntem pudici rău de tot și prefăcuți și ipocriți și în sfârșit și zâne. Așa ai văzut că am zis PIMP, PIMP se poate spune. Da. PIMP, da, e, să mă rog, e varianta în engleză a lui PMP. Dar totuși să-ți faci un partid să se numească PMP, totuși cum așa? Cum? Este PMP. M-ați înjurat? Știi? Hai mă, las-o. Îți dai seama, și în dezbatere, în campanie electorală va fi... Îți dai seama, ăștia acum la nivelul la care se mai fac dezbaterile politice, o să-i vezi pe ăștia pe în studio. Hai mă, las-o în PMP! Las-o-le puțin, că nu e cum. Ce? M-ați înjurat? Care, domnule, și-i partidul? E din PMP e din familia, din aceeași familie politică, da, cu PLM. Da? Da. E o familie politică mai mare? În cazurile fericite. Da. E mai mare, în cazurile nefericite e mai mică. E un partid republican sau e de alte orientări? E un partid popuțar. Cum? Zi cu ț. Nu știi bancul cu zi cu l? Ăsta e invers. Da. E zi cu ț. Bine, despre ce vorbești, despre aceste aspecte frumoase? Peter, nu știu cât o să vorbesc, dar de cântat o să cânt. Superb. Va fi nebunie în emisiune, plus că, presion politic, presion de la vezic. Fii atent. Avem, eu s-a făcut pe net un sondaj. Așa. Și, stai puțin. Ineriat, imediat. Sondaj cu întrebarea. Nu merge net. Păi ce sau? Hai că merge net. Hai că merge. Merge, dar greu. E... Așa, ce zici? Păi bune, deci când văd cât de greu merge netul aici, îmi vine să zic de PMP. Zice în felul următor. S-a făcut un sondaj, cine e cel mai mizerabil om de televiziune? Superb. Da, l-am câștigat și pe ăsta. Bravo. Băi, n-am cum să fiu decât pe locul întâi. Superb. Bravo. Și mă distrez cu asta de o oră, e noua mea jucărie. O să vă povestesc. Bine. Te-ai votat cumva? Nu m-am votat, că de-abia acum am aflat. Acum ai aflat. Da. Bine. Urmăriți... Tu ești pe 3. Eu sunt pe 3? Băi, nu se poate așa ceva. Te-ai lăsat pe tânjeală. Nu îmi place așa ceva. Eu zic, cum e aia? Hai cu egalarea. Luptăm și câștigăm. Nu se poate. Nu se poate. Și eu zic că e măsluit. Și s-a terminat, nu se mai poate vota? Adică nimic? Câte voturi ai tu, de exemplu? Uite, vreau să știu asta. Da, acum stai să dau de nou. Deci eu am... E pe site-ul presidency.ro ăsta? Nu, e pe unul... Nu e pe pmp.ro? E pe pmp.ro, fii atent. Da. Deci sunt, cică, 1961 de voturi. Păi ce mă ați voturi? 1961, prietene. Prietene, noi am făcut petiții de aproape 200.000 de semnături, pentru că ai de-astea așa cu 1.000 de voturi. Da, știu, băsiștii atâta sunt. A, atâția sunt băsiști? Joacă la micuț. Da, băsiștii te urăză mai mult pe tine decât pe mine, văd. În sondajul ăsta. Dar lasă că în altele îți revii tu. Îmi revii. Așa, deci eu am 1961 și sunt undisputed, undefeated, heavyweight champion of the world și tu ai 842. Băi, nu se poate așa Nu se poate. E rușinos. Da.
Da, Adrian Ursulescu ce e? Unde e și el? Nu e. Nu o, este? Nu e, nu, tu este, ești varză. Adică... Practic nu există. Dar da, totuși nu, pe tine doi... cred că te percepe lumea așa, pe ca doi, fiind cine ar fi pe doi? Sau... Cum? Pe doi, adică locul doi bănuiesc că nu există, practic. Ba, locul doi există, prietene. Asta este, este sortit să fie este un etern loc doi. Hmm? Sordid să fie. Sordid. Sordid să fie. E cap de porc! E cap de porc, prietene. Deci, cum a zis, este sordid să fie. Auzi, da, da, uite, fii atent, Turcescu. Da? Și aici e micuț, mă. Deci și aici, uite, mă, e 337 de voturi, mă. Ce facem, mă, prietene, cu ăsta? L-am scos pe vorba aia la Eurovision, mai avea un pic și câștiga. Mircea, dar... uite, m-au rugat acum niște telespectatori să te rog pe tine, dacă poți să... Că sunt mulți care nu știu cine e cel de pe locul 2, dacă vrei să le spui ceva despre... Lasă să rămână așa. Să rămână așa. Da. Da. E, cap de porc e... ăla săracul. Nu, nu, nu știi lumea. Nu știți? Și era și povestea aia de când era el mic și mergea aia, pe stradă. Aia, aia, aia. Care e povestea? Copiii români sunt urâți, urâți și cap de porc. Când era copil, era urât ca porcul. Deși avea față de cur. Odată când mergea pe stradă, s-a uitat într-un canal și muncitorii din canal i-au zis, nu te caca! Deci, asta este povestea cu cap de porc. Dar... Da. Deci muncitorii din canal. Da. Da, da. Totuși am de înțeles ce că... ce canal erau muncitorii? Superb. O singură întrebare, mă. Eu cred că erau de la Digi. Da. Bine, nu, mai vrea să întreb ceva, dar nu, nu, nu mai. Lasă așa. Lasă. Nu, dacă vrei să răspund eu și mă întreb tu după aia. Princess? Bine, princess. Bine, princess. Rămâneți cu princess. Urmează emisiunea princess. Da, dans la, dans la bouche de la presse. Felix Rache, nu mi-a trebuit să o poată, a crezut că mor. Zice că dacă îl băsesc, cerebral, îi se face sau rău. Sau ceva, că nu mai pot. Nu fii atent, ci că dacă îl băsesc, îi se face rău, știi? Da. Și trebuie resuscitat. Da. Superbă secvență totuși. În sfârșit. Deci, și trebuie resuscitat. Da. Lui o să-i se facă respirație tirbușon la bușon. Atent, îmi trimite unul pe Facebook, îmi trimite un banc genial, zice, zice că unul sună la Palatul Cotroceni după ce nu o să mai fie Băsescu președinte, știi? Și la un moment dat probabil că nu o să mai fie. Și sună unul la Palatul Cotroceni, zice, bună ziua, aș dori să vorbesc și eu cu președintele Băsescu. Păi zice, nu mai e președinte Traian Băsescu. Închide telefon. A doua zi. Bună ziua. Bună ziua. Palatul Cotroceni? Da. Vreau și eu să vorbesc cu președintele Traian Băsescu. Da. Nu mai este președinte Traian Băsescu. Bun. A treia zi, la fel. Vreau și eu să vorbesc cu președintele Traian Băsescu. Domnule, mă sunați de trei zile. Nu înțelegeți că Băsescu nu mai e președinte? Ce știu, știu, dar îmi place să aud asta. Da. Da. Pur și simplu. Da, auzi și că STS nu așa. Mai e STS, ci că e STF. Știi asta? A? Că e serviciu de telecomunicații fixe. Ești că sigur, sigur? Numai telefonul fix îl poate localiza. Atunci e STF. Olo, doamne, doamne. STF instituțional e legat de PLM. Din familie cu PMP. Mai înțeles, nu? Crede-mă, toată da. Lumea. Perfect. Bine. Pa. Rămâneți cu, cum ai zis? Cu MBM. Cu MBR. Nu, nu, dar cum ai zis că se numește emisiunea ta en français? Ah, dans la bouche de la presse. Ok.
crezi că se în engleză este in the mouth of the press. Dar în germană? În germană... Nu mă tenta. Bine. Mulțumesc tare mult dacă ne-ați urmărit în seara asta. Vă mulțumesc și acelora care... Ne urmăriți zilnic. Ne urmăriți de pe tot felul de... din locuri ale acestei planete.